Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a anunțat miercuri că mamele vulnerabile pot solicita tichete în valoare de 2000 de lei. Ordinul care prevede acest sprijin a fost publicat în Monitorul Oficial. Situația în care copilul este lipsit temporar sau permanent de ocrotirea mamei în primele trei luni de la nașterea și mecanismul de implementare aferent prevăzute de Ordinul Comun al Ministrilor Muncii și Solidarității Sociale, respectiv investițiilor și proiectelor europene și al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, devin aplicabile odată cu publicarea în monitorul oficial numărul 763 din 5 august 2024. Astfel, femeile care fac parte dintr-o categorie vulnerabilă și care au născut începând cu data de 12 aprilie 2024 pot beneficia de etichete sociale în valoare de 2000 de lei, ce pot fi folosite pentru cumpărarea de produse destinate îngrijirii noului născut. Se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii. Cine poate beneficia de etichetele sociale? Mamele beneficiare ale venitului minim de incluziune, mamele cu dizabilități, mamele în situații critice, mamele fără acte de identitate, Mamele minore. Mamele cetățeni străini. Programul este finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și are un buget total de 11 milioane de lei, circa 24 de milioane de euro. Sprijinul are drept scop achiziționarea de către părinți a unor produse specifice necesare îngrijirii noului născut. Listele cu beneficiari sunt centralizate de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială prin agențiile județene și transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale către Ministerul investițiilor și proiectelor europene pentru efectuarea plății. A declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale Simona Bucura Oprescu la Antena